Salutare tuturor! Eu sunt Nicoleta și astăzi vă invit să discutăm despre procedura de transcriere, adică Umschreibung, a permisului de conducere moldovenesc. Vizionare plăcută și să știți că o să mă bucur să văd experiențele voastre în secțiunea de comentarii. Odată venind în Germania, cu un permis de conducere realizat în Republica Moldova, aveți voie să conduceți aici doar timp de 6 luni de la înregistrare, în germană Anmeldung. Tocmai de aceea soluția pentru a conduce legal este să-l transcrieți în unul german. Haideți să vedem care sunt pașii pe care trebuie să-i urmați. Întâi de toate, trebuie să menționăm că procedura de transcriere este mai puțin costisitoare și mai rapidă decât realizarea unui permis de conducere de la zero. Haideți să vedem de ce documente veți avea nevoie. Din start vă puteți pregăti o fotografie de dimensiunea 3,5 pe 4,5, la fel cunoscută ca Biometrisches Passbild. În continuare, va trebui să absolviți cursul de prim ajutor, în germană Erste Hilfe Kurs. De obicei îl puteți absolvi la Crucea Roșie, în germană Das Deutsche Rote Kreuz. Procedura este foarte simplă. Vă înregistrați online pentru o zi când sunteți disponibil. După aceea va trebui în acea zi să ascultați toate lecțiile și să participați activ la exercițiile practice. La final veți achita 50 de euro și veți obține un certificat care confirmă că ați participat la 9 lecții, în germană 9 Unterrichtseinheiten. Un alt lucru la fel de important este și testul de vedere sau controlul oftalmologic. De obicei acesta costă 6,43 euro, iar dacă îl realizați la o optică, așa ca Apollo sau Filman, este chiar gratuit. Pasul următor este traducerea permisului de conducere cu apostilare, în germană Beglaubigte Übersetzung, cu prezentarea nu originală a permisului de conducere, așa încât această inscripție să fie prezentă și pe traducere. Mai departe e timpul să găsiți o școală auto, Fahrschule, unde să vă înregistrați cu pașaportul sau buletinul, Reisepass, oder Personal Ausweis. Tot aici veți achita o taxă de bază, Grundgebühr, care este de obicei cuprinsă între 150 și 200 de euro și veți primi un certificat dovadă de înregistrare. Tot aici puteți cumpăra materialul didactic și în special aplicația FahrApp, care de obicei este constituită din aproximativ 1200 de întrebări disponibile în orice limbă doriți și care sunt o practică extraordinară pentru examenul teoretic. În continuare aveți nevoie de dovada oficială de rezidență, în germană Meldebescheinigung. Important este să fie menționată prima dată când ați fost înregistrat cu domiciliul în Germania. Aceasta se numește Erweiterte Meldebescheinigung, costă aproximativ 5 euro și o puteți obține de la Kreis sau Staatsverwaltung, a primei localități unde ați locuit în Germania. Și da, procedura de transcriere a permisului moldovenesc în unul german este posibilă numai dacă permisul moldovenesc a fost obținut înainte de stabilirea voastră în Germania. Ei bine, deja ați realizat primii pași importanți. În cele ce urmează trebuie să obțineți o programare la Führerscheinstelle, unde veți prezenta toate aceste documente și veți achita o taxă de 50 de euro. După aceea veți aștepta cam o lună până veți primi o scrisoare care va conține o factură pentru achitarea examenului teoretic de aproximativ 22,50 euro și cel practic de aproximativ 100 de euro. Să știți că aceste facturi trebuie să achitate nu mai târziu de 14 zile până la ziua examenului. De asemenea, trebuie să mergeți la școala auto unde v-ați înregistrat. Acolo veți face programarea pentru examenul teoretic și veți achita o taxă pentru prezentarea dumneavoastră la examen, în germană Vorstellung zur Prüfung. Între timp, trebuia să vă pregătiți de examenul teoretic până ajungeți la 100% în acea aplicație cu întrebări. După susținerea examenului teoretic, puteți contacta școala auto pentru a obține programări la un număr de ore practice. Să știți că pentru procedura de transcriere, Umschreibung, nu există un număr obligatoriu de ore practice pe care trebuie să le faceți. Tocmai de aceea, atunci când vă simțiți pregătiți și instructorul dumneavoastră confirmă acest lucru, puteți merge la examenul practic. Iar după susținerea cu brio a examenului, veți primi permisul de conducere german. Cuvântul zilei de astăzi este Das Fahrzeug, ceea ce înseamnă vehicul. Multă baftă tuturor celor care se află la moment în acest proces de transcriere și sper să vă realizați toate visurile. Dacă v-a părut util videoul de astăzi, nu uitați să mă încurajați cu un like și cu o abonare la canal, pentru că doar așa voi continua să fac ceea ce fac. O zi frumoasă să aveți și pe curând!